Iată un trup cu care încălca moarte și pe diavol ai surpat și ai dor viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitul robului tău, Teoctist, patriarhul, părintele nostru, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, sau cu faptă, sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Că nu este om care să nu fie vius, nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormitul robului tău, Teoctist, patriarhul, părintele nostru, cu tot neamului și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta de negălit ai zis pe om din țărână și în tot minul după chipul și asemănarea Ta l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe, ca pe o cinstită făptură cerească spre măreția, sărucirea slavei și a împărăției Tale. Dar El, călcând cuvântul porucii Tale și nepăzând chipul Tău de care era învrednicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai porucit amestecului și împreunării acesteia și aceste negăite legături a Ta, prin vrerea Ta cea dumnezeiască să se desfacă, să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de neființă și a lua până la oștească înviere, iar trupul să desfacă în cele de care a fost alcătuit. Pentru aceasta, ție ne rugăm, Părintelui Celui fără de început și născut Fiului Tău și prea Sfântului și Celui de o ființă și de viață Făcătorului Tău Duh. Să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de fire, ci trupul să se desfacă în cele de care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne Dumnezeu nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată. Și de a căzut robul Tău acesta, Teoctist, patriarhul, sub blestemul tatălui său sau maicii sale, sau sub blestemul său de a mărâ pe vreun preot și a lua de relegătură de dezlegat, de a căzut în grea furisanie de la arhiereu și din nepăsare, sau din lenevie n-a dobândit iertare. Iartă-l pe acesta prin mine păcătosul și nevrednicul Tău slujitor. Și trupul lui îl dezleagă în cel care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl răduiește în corpul de Sfinților.